Mulțumim colegului meu, Mihai Liță. Acum aș vrea să trec la părintele Lucian Dâncă și să-i propun să intrăm cumva deja în miezul acestui eveniment. Să ne oferiți câteva repere despre Meister Eckhart și despre colecția de lucrări adunate în volumul Benedictus Deus. Da. Bună seara și țin să vă mulțumesc din suflet pentru invitația la care ați dat curs în această seară, pentru a descoperi aceste patru capodopere de literatură spirituală, de spiritualitate și mistică apuseană. Cât privește Meister Eckhart, câteva date reper, născut în 1260, moare în 1328, teolog și filozof dominican. Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest ordine al dominicanilor, în secolul al XIII-lea, în Biserica Apuseană, iau naștere două mari ordine călugărești, așa numitele cerșetoare, ordinul franciscanilor, care a rămas pe această pantă a sărăciei evanghelice și a promovării acestui spirit într-o biserică care era din ce, sau devenea din ce în ce mai opulentă. Și pe de altă parte avem ordinul dominicanilor, fondat de Sfântul Dominic, nu? Care au accentuat acest spirit al sărăciei, dar în particular și predicii Evangheliei, revenirea la predicarea cuvântului. Nu? Dominiscani, a mai fost numit și câinii lui Dumnezeu, cei care vorbesc despre Dumnezeu, așa, plecând de la textul biblic, iarăși într-o perioadă în care predica era mai mult axată pe acest aspect al morale și al trăirilor morale, iar el vrea să revină la un spirit mai evanghelic. Bine, Meister Eckhart este din acest ordin al dominicanilor, ocupă mai multe funcții de responsabilitate în interiorul ordinului și în cele din urmă ajunge chiar profesor la Institutul din Paris și acolo încep și micile lui ponoase cu, să spunem așa, ierarhia Bisericii Apusene, în sensul că atunci când ești un om savant și mare teolog, cum este Meister Eckhart, toate frazele tale sunt vânate de acești paparații ai teologiei. Nu? Și așa s-a întâmplat că i-au găsit în lucrările lui circa 20 și ceva de fraze extrase din contextul în care el le-a dictat sau le-a publicat și au stabilit că erau, să spunem așa, vrednice de erezie. Drept pentru care și Papa Ioan al XII-lea, Papa de la Avignon, despre care vorbea domnul Liță, se simte obligat să redacteze o bulă prin care să condamne aceste 20 și ceva de sentințe ale lui Meister Eckhart, dar acum specialiștii spun că de fapt această bulă a fost publicată la câteva luni după moartea lui Meister Eckhart, deci Meister Eckhart propriu-zis nu a fost vizat din viața lui cu aceste condamnări, cu atât mai mult cu cât, iarăși un aspect interesant, în anul 1996, superiorul general al dominicanilor, Timothy Radcliffe, care probabil mulți îl cunoașteți pentru luările lui de poziție foarte interesante și chiar săptămâna trecută, acest Timothy Radcliffe a reacționat foarte frumos la acea carte colectivă scrisă de cardinalul Sarah cu coautorul său, Papa emerit Benedict, așa, acest Timothy vine cu o reflexie destul de pasionantă. Bine, acest Timothy a făcut o cerere la Vatican în 1996 pentru a dezvinovăți dacă, sau în cazul în care Meister Eckhart ar fi fost învinovățit de erezie. Și răspunsul Vaticanului a fost nu avem ce dezvinovăți pentru că nu a fost învinovățit niciodată propriu-zis de erezie, drept pentru care astăzi Biserica Catolică și Ordinul Dominican au înaintat un dosar la Vatican în vederea beatificării și canonizării acestui Meister Eckhart. Pentru că, într-adevăr, gândirea și posteritatea lui teologică, spirituală și mistică este de o însemnătate extraordinar de mare. Cam astea sunt așa câteva idei care conturează acest mare personaj care se înscrie la rândul său într-o mistică așa numită renană în domeniul germanofoniei din vremea respectivă și care a promovat, să spunem așa, unele idei care depășeau acest aspect al
moralității, nu? O evanghelie de pildă, așa cum o înțelege el, nu este o evanghelie amorală, ci este evanghelie în sensul ei adevărat, adică de veste bună. În centrul acestei evanghelii se află un personaj, Iisus Hristos, iar mistica pe care el o promovează în aceste lucrări este aceea unirii cu Hristos. Dincolo de dogme și de orice discurs teologic, există o experiență personală cu Iisus Hristos pe care credința creștină îl mărturisește mort și înviat. În această lucrare sunt grupate patru dintre cele mai importante tratate ale lui Master Eckhart. Este vorba despre învățături spirituale, Cartea Consolării Divine, despre omul nobil și despre detașare. Iar ideea de fond pe care o găsim în aceste lucrări este tocmai această unire intimă, personală, a credinciosului cu Hristos. Iar apoi aveți și circa 43 de predici pe diferite teme, fie teme care sunt propuse, pe care el se simte obligat să le dezvolte, fie pur și simplu comentarii la diferite texte din liturgia, să spunem așa, apuseană. Dar și aici găsim întotdeauna teme destul de profunde, care, domnul Liță spunea foarte bine, răscolește sufletul. Și îl răscolește atât de tare încât la un moment dat nu poți să citești Meister Eckhart și să nu-ți pui întrebări existențiale. Sunt creștin, da, dar ce înseamnă a fi creștin? Creștinismul nostru de astăzi este îmbibat cu o sumedenie de tradiții populare, să nu mai zic de superstiții. E bine, Meister Eckhart vine și pune accentul pe ceea ce înseamnă, de fapt, a fi creștin. Această experiență unică și de neînlocuit pe care fiecare credincios este chemat în parte să o facă cu Hristos. Iar el ce încearcă să destăină în aceste lucrări este tocmai această disponibilitate a sufletului de a se deschide, să primească vestea bună, care este vestea întâlnirii cu Mântuitorul. Am notat aici chiar și câteva idei principale, așa, nu știu, idei metrese, cum spune francezul, pentru a puncta lucrările lui. Una dintre ele este îndumnezeirea omului, de pildă. Teozis, în grecește, nu? Este o idee care vine din creștinismul antic. Sfântul Atanasie o formulează într-un mod cu totul extraordinar. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Bine, această teologie în tradiția apuseană cam pierde importanța ei. Maestre Eckhart o readuce în actualitate și spune că motivul principal al întrupării cuvântului este tocmai această îndumnezeire a omului, adică regăsirea, implementarea comuniunii omului cu Dumnezeu. A doua temă importantă este primatul Harului, de pildă. Nu? Suntem într-o perioadă în care se nasc tot mai multe tradiții populare sau credințe populare în Biserica Apuseană, care hrănesc uneori iluzia că dacă facem multe rugăciuni, dacă facem multe pelerinaje, dacă dobândim multe moaște, avem haruri mai multe spre mântuire. E bine, el vine și accentuează primatul harului. Iarăși o teologie care vine de la Sfântul Augustin, care spune că putem face orice, așa, dar nu meritele acestea ale faptelor noastre ne dobândesc mântuirea, ci harul. Dumnezeu dorește, cum spune Sfântul Paul, ca toți oamenii să fie mântuiți. Iar apoi, harul, odată ce ne este dat, noi suntem chemați să colaborăm cu acest har. Devenim colaboratori ai harului care produce rod de viață spirituală în noi. O altă idee din aceste lucrări ale lui Meister Eckhart este unirea omului cu Dumnezeu. Spuneam mai deneori că în mistică, omul mistic nu neglijează dogmatica, nu se opune dogmaticii sau unui discurs teologic sofisticat, dar misticul are așa o intuiție mai personală, mai apropiată cu Divinul. De aceea el caută o cale de unire cu Divinul, fără numai decât a se gândi de fiecare dată dacă dogmatic vorbind este corect ceea ce el face. De aceea unii mistici, în toate tradițiile de fapt, și în islam, și în iudaism, și în creștinism, misticii întotdeauna au fost mai marginalizați, așa, mai puși deoparte, până când s-a adevărit că experiențele lor mistice, într-adevăr, erau trăiri care
ducea la această desăvârșire a sufletului. Misticul trăiește și experimentează și dorește să transmită unirea omului cu Dumnezeu pentru a ajunge la o desăvârșire deplină în această comuniune a omului cu Dumnezeu. O altă idee care îmi place foarte tare și care, nu știu, parcă se uită așa un pic pe parcurs, el vorbește despre vocația omului, este aceea de a trăi în sfințenie. Vocația fiecărui om este sfințenia. Suntem într-o perioadă în care, dacă vă uitați în calendarele creștine, catolice sau ortodoxe, o să vedeți că majoritatea sfinților sunt fie călugări, fie episcop, fie pap, dar laici nu prea. Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, tradiția catolică, a îndrăznit să pună în calendare și laici. Părinții Sfinte Tereza Pruncul Iisus este primul cuplu canonizat, care e model de trăire a sfințeniei. Deci, vedeți, deja în secolul XIII, Maestere Car are această intuiție pe care Concilul Vatican II, în tradiția catolică, îl va accentua, zicând că vocația oricărui om este vocația la sfințenie. Nu numai preoții, nu numai călugării, ci vocația tuturor celor care aderă la credința în Hristos. Maestere Car, vorbind despre această vocație, omul vorbește, n-am reușit să traduc în românește, dar în franceză sună de inhabitation trinitaire, nu știu, locuirea, sălășluirea, Sfintei Trei în om. Acolo unde se creează acest spirit de comuniune, despre care Sfânta Tereză de Avila vorbește în castelul interior, în acea cameră din mijloc unde se află stăpânul, regele, la care se ajunge prin diferite procedee mistice și spirituale descrise de Sfânta Tereza. Așadar, pentru a ține cont sau ține seama de acest parcurs pe care Maestre Car îl descrie în aceste lucrări, el suferă influențe din partea teologiei mistice a vremii, din partea reflecției teologice a vremii, din partea filozofiei, este unul dintre marii filozofi, și bineînțeles și influențe foarte profunde biblice. Textul, și termin cu asta referitor la Maestere Car, textul de referință biblic al lui Maestere Car este cel care îl găsim în Geneză 1:26-27, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Bine, mistica are tocmai acest scop de a-l îndrepta pe om sau de a călăuzi pașii sufletului omului pentru a regăsi acest chip și această asemănare semănate în om de la fel creat.